Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți aici. Unii dumneavoastră mă cunosc. E prima noastră conferință de presă care o facem în Onești. Chiar mă bucur că o fac în Onești, pentru că, nu știu dacă știți, Onești am luat cele mai bune rezultate la alegerile parlamentare. Deci am luat cam 2-3% ca peste tot altundeva. Doar noi tuzam la mai mult. O să încerc pe cât posibil să fiu scurt în ceea ce am de transmis, cu rugămintea că dacă aveți întrebări, să mă întrebați, să nu ezitați. Pe lucrurile care interesează, eu nereușind întotdeauna să punctez ce interesează, mai ales în conferințe de presă care sunt zonale și care nu întotdeauna reușesc să surprind interesul local. Trei teme am ales pentru această conferință de presă. Una dintre ele este strict legată de Onești. Cea de-a doua este legată de aspecte economice cu care se confruntă România în momentul de față, inclusiv partea de perspective. Partea a treia este justiție, sunt lucruri despre care se vorbește foarte mult și cred că este normal ca oamenii care m-au ales să știe cum gândesc și ce am de spus pe aceste teme. În ceea ce privește tema care este de interes pentru Onești, în urmă cu circa o lună am început demersurile pentru a include locuitorii municipiului Onești și persoane care locuiesc pe o rază de 8 km în beneficiile pe care le creează aliniatul 5 al articolului 65 din legea 263/2010 persoanelor care au locuit 30 de ani într-o zonă poluată. Aș vrea să fiu foarte bine înțeles, nu sunt adeptul scăderii vârstei de pensionare, nu-mi doresc să generez pomeni sociale, însă trebuie să avem în vedere împrejurarea că oamenii care au locuit 30 de ani de zile într-un oraș ca Oneștiu, care au inhalat timp de 30 de ani de zile noxe, care au fost emise, am spus noxe generic, care au fost emise de Carom și respectiv de Combinatul de la Borzești, cu siguranță, și e demonstrat științific acest lucru, au o durată de viață mult mai scurtă decât cei care au locuit în orașe care nu au fost industrializate și care nu au fost supuși unui asemenea asediu în materie de respirație unui aer curat. Am formulat un amendament la o inițiativă legislativă pentru modificarea acestui articol 5, care, așa cum v-am spus, se referă la faptul că persoanele care au locuit 30 de ani de zile în orașul respectiv sau pe o rază de 8 km, se pot pensiona cu 2 ani de zile anterior vârstei standard de pensionare. Deci, 63 de ani la vârsta standard de 65. Amendamentul meu a fost încuvințat, a fost admis de Comisia de Bază, de Comisia de Raport, Comisia de Muncă și va intra în plenul Senatului, probabil săptămâna viitoare. Decizia este Camera Deputaților. De același regim se bucură și municipiul Bacău, unde a existat Combinatul Chimic, care și acela, din perspectiva modului cum este reglementată legea, se încadrează la beneficiul ăsta de 2 ani de zile, fără ca totuși problemele generate pe oamenilor să fie de acea amploare ca cele care stau la Oneștenilor, dar cu toate astea se încadrează. Eu sper că va fi o veste bună pentru Oneșteni, sper ca inițiativa să treacă și în acest sens sper ca toți ceilalți 9 deputați din, ceilalți 10 deputați din județul Bacău și ceilalți 3 senatori să o susțină. Am discutat personal cu senatorul Smarandache și cu senatorul Ilie, care mi-au promis că o să o susțină. Cei doi colegi liberali, în speță Dorița Lungu și Ionel Paler, o să o susțină evident. La fel și Costel Dunapu, cu care am stat de vorbă. Cu restul, că n-am reușit să vorbesc, inițiativa ne-a ajuns la Camera Deputaților. Aceasta este prima temă care am vrut să o abordez și cred că e informație interesantă pentru oneșteni. Eu sper că în momentul în care dumneavoastră veți populariza această inițiativă și faptul că a trecut de Comisia de Muncă, practic era punctul nodal la Senat, să se implice și autoritățile locale. Cred că o asemenea inițiativă ar trebui susținută și de primar, cred că ar trebui susținută și de liderii de opinie din Onești, care ar trebui să se implice, să facă la rândul lor lobby, pe lângă parlamentarii județului și pe lângă cei pe care îi cunosc, cu care sunt factori de decizie. A doua temă despre care aș vrea să vorbesc este tema economică. Și aici n-aș vrea să fiu nici patetic, nu mi-aș dori nici să mă apuc să profețesc, catastrofe. Însă, așa cum am mai spus-o în repetate rânduri, potrivit informațiilor pe care le avem, atât din sursă publică, cât și din surse guvernamentale, perspectivele pentru 2018 nu par a fi deloc bune.
În momentul de față, circa 84% din veniturile statului, care sunt 30% din timp, se duc pe salariile în sistemul bugetar, se duc pe pensii, se duc pe ajutoare sociale. Deci, 84%. Asta înseamnă că pentru tot ceea ce rămâne să cheltuie statul, și aici mă refer la infrastructură, mă refer la sănătate, mă refer la educație, mă refer la așa, sunt 16%. Asta în contextul în care nu a operat încă legea salarizării unice decât într-o mică cotă, beneficiari fiind administrația publică, parlamentul, parțial profesorii pe sistemul de educație, sistemul de sănătate și sistemul Ministerului de Interne și ceva la armată. Da? Marile majorări vor veni în ianuarie și martie. Trebuie să mai precizez că în momentul de față guvernul ne anunță că intenționează să modifice și legislația pensiilor și ne spune că nicio pensie nu va scădea. În contextul în care noi avem o situație în care 100.000 din cele mai mari pensii speciale echivalează cifric cu 4 milioane din cele mai mici pensii contributive, cred că este cât se poate de evident că nu doar că ne găsim în fața unei situații disproporționale, dar ne găsim în fața unei situații în care dacă nu se iau măsuri, sistemul de asigurări sociale, sistemul de pensii, care astăzi are un deficit astăzi de 4 miliarde jumătate de euro, cu siguranță se va împotmoli la. În sensul a ceea ce spun, sunt și recentele măsuri guvernamentale. Și anume, TVA split. Nu o să mă apuc să abordez problema politic, vreau doar să vă spun că pentru cei care lucrează în mediul privat și care înțeleg ce înseamnă TVA split, veștile nu sunt foarte bune. Pentru că dacă pentru o firmă mare, care are o capacitate financiară bună, introducerea TVA split nu va produce turbulențe majore, pentru firmele mici și medii, care își foloseau de regulă TVA-ul, plătind uneori chiar la 3 luni, ca și cash flow, ele vor fi puternic afectate de această măsură. Nu mai spun faptul că se aglomerează și se birocratizează sistemul unei societăți comerciale, atât administrativ cât și contabil, nu mai spun faptul că vor trebui să aibă câte două conturi, care înseamnă două rânduri de comisioane și sunt o sumedenie de lucruri. Închei spunând că nicăieri în Europa nu există sistemul TVA split și nu suntem foarte siguri că din perspectiva legislației Uniunii Europene nu vor exista niște incidențe care să ducă cumva spre un infringement. Fără îndoială, măsura asta recunoaște slaba colectare pe care reușește să o facă guvernul, o recunoaște chiar spune și guvernul, și de cât se poate de evident că măsura este în legătură cu dorința evidentă a guvernului să reușească să-și îndeplinească obligațiile pe care și le-a asumat, pensii, salarii principal. A doua măsură care confirmă într-o oarecare măsură o viziune total pesimistă pentru anul 2018 este preconizata trecere a obligațiilor angajatorului pe salariile angajaților în salariul brut. Chiar dacă contribuțiile vor scădea de la 39,5% cât sunt astăzi la 35%, și în mod paradoxal cheltuiala angajatorului cu angajatul va crește la un salariu, la salariul minim de 1450 cu circa 140 de lei. Multă lume nu înțelege cum plătind taxe de 35%, da, poți plăti mai mult decât taxe de 39,5%. Explicația este foarte simplă. Astăzi se plătește 39,5% la un brut de 1450, atât cele care sunt ale angajatului care se scad, cât cele angajatorului care se adaugă, iar în contextul în care ele vor fi incluse în salariu, ele vor fi calculate la salariul brut rezultat, care înseamnă salariul de astăzi plus contribuțiile angajatorului. Prin urmare, 35% și prin urmare de 39,5%. Efectul acestei măsuri va fi acela că anumite majorări despre care s-a vorbit, care trebuie să opereze în ianuarie și martie, vor fi practic afectate în mod cât se poate de serios, practic majorarea, dacă nu intervine nimic, fiind doar 4%, nu de 20%, nu de 30%, cum erau promisiunile guvernamentale. Aici mai există un lucru foarte important, și anume faptul că se dorește ca și în ceea ce privește salariile din privat,
contribuțiile plătite de angajator să fie incluse în, să fie incluse în salariul brut. Fără îndoială, nu trebuie discriminați oameni care lucrează la particular. Dar pe de altă parte, statul nu poate reglementa o convenție, o înțelegere între angajator și angajat decât pe salariul minim. Doar salariul minim este atributul statului. Motiv pentru care, în situația în care Guvernul Tudose se va lansa într-o asemenea legiferare, cu siguranță vor fi mari probleme de constituționalitate și eu, ca jurist, am mari rezerve că o asemenea măsură ar trece de criticile curții constituționale. Una peste alta, nu vreau să profețesc, dar dacă Guvernul nu își revine și nu ia în serios toate implicațiile anumitor măsuri populiste pe care le-a luat. Și nu o să vorbesc aici de alte măsuri, cum ar fi acciza la carburant și majorarea impozitului pe convențiile civile și așa mai departe, nu vorbesc de lucruri de genul ăsta, dar Guvernul nu își revine, eu anticipez că undeva în primăvara anului viitor, România riscă să ajungă în incapacitate de plată pe traiectul Grecia. Și o spun cu toată seriozitatea, am mai spus-o, o spun pentru că eu cred că e normal ca oamenii să știe. Pentru că dacă astăzi 84% din veniturile bugetare se duc pe salarii, pensii și ajutoare sociale, în momentul când vor crește încă salariile cu 4%, cu 10% când vor crește, când vor crește pensiile, urmarea uniformizării pe care vrea să o facă doamna Vasilescu, și se mențină ajutoarele sociale la și nivel, probabil că toate veniturile bugetare se vor duce în zona respectivă. Investiții nimic, infrastructură nimic. Ultima precizare care o fac aici, sunt de părere că pensiile trebuie corelate, pentru că pensiile contributive sunt înfiorător de mici, însă cred că un guvern conștient trebuie să uite și spre pensiile speciale. Pentru că este anormal ca un director de școală, 35-40 de ani vechime, să aibă o pensie de 1500-1600 de lei și un șef de post, chiar din timpul lui Ceaușescu, să aibă astăzi o pensie de 3500-4000 de lei. Este imposibil. Acum, dacă m-ați întreba cum aș proceda eu vă spun că literatura de specialitate nu sunt decât trei măsuri reglementate. Prima dintre ele este tăierea pensiilor speciale, da? Am mai încercat o găsesc în 2010 cu consecințele pe care le-am știut. A doua este intervenția prin fiscalizare, în sensul că veniturile, pensiile mai mari de o anumită sumă să fie impozitate diferențială. Și a treia variantă este inflația. Adică mărești tot și lași prețurile să se ducă, da? Spre ce măsură va opta Guvernul Tudose, n-am de unde să vă spun, da? Eu cred că un guvern sănătos la cap și conștient ar încerca să găsească o soluție între primele două măsuri, da? Fără să taie nicio pensie pe contributivitate, însă țin să precizez că pensiile speciale, ne bazându-se pe contributivitate, în opinia mea juridică, nu beneficiază de prezumția drepturilor de proprietate. Adică statul nu îți dă înapoi ceva ce tu ai contribuit. Statul îți dă un cadou. Un cadou ca așa apreciat el, da? Și acolo cred că sunt posibile destul de multe posibilități de a nuanța aceste lucruri, inclusiv cu componenta fiscală. Mă rog, a treia chestiune despre care vreau să vă vorbesc este despre ce se întâmplă astăzi în justiția românească și probabil că atât dumneavoastră cât și cetățenii din municipiul Onești și din zona împrejurătoare se uită la televizor și încep să nu mai înțeleagă. Încep să nu mai înțeleagă cum niște instituții extrem de apreciate în plan european sunt astăzi denigrate cu, aș putea spune, argumente, în măsura în care se va dovedi că ele sunt argumente, denigrate cu materiale video, denigrate cu dezvăluiri, denigrate cu tot soiul de informații din interior. De ce nu intervin structurile care au atribuții să asigure independența și imparțialitatea justiției? Aici mă refer la CSM, mă refer la brațul iarmat, Inspecția Judiciară, mă refer la Ministerul Justiției și aș putea continua. Mă refer la Procurorul General, mă refer la președintele Altei Curs de Casație și Justiție, probleme legate de magistrații. Nu vreau să intru într-o divagație, vreau să fiu cât se poate de clar și să vă spun trei lucruri. Unu, dacă 20% din ce a apărut în spațiu public este adevărat, situația este foarte gravă și cât se poate declar că trebuie intervenit chirurgical, fără milă, pentru că cât se poate declar că avem niște tumori în cadrul sistemului și ele trebuie să sunt îndepărtate. Dacă nu vrem să avem metastaze în tot sistemul,
îmi permit să cred, să susțin că nu avem metastaze, cunosc o serie de judecători, de procurori, că sunt oameni serioși care își fac treaba. Lucru numărul 2. Pe aceste exemple cât se poate de concrete, se suprapune un demers destul de vechi de altfel, al PSD-ului, care încearcă să obțină controlul asupra justiției, PSD-ului, guvernului, în esență, și UDMR-ul este combinația respectivă, care pretextează o practică europeană, unde inspecțiile judiciare sunt subordinea ministrului și se folosesc foarte bine de aceste lucruri care se întâmplă în media românească. Repet, nu mă surprinde, pentru că atât la vârful PSD-ului, cât la vârful ALDE, sunt destul de multe persoane cu probleme. Probabil că sesizați că evit să spun vinovate, pentru că nu e treaba să-i cataloghez, dar sunt persoane cu probleme. Și probabil, și aici probabil că fac și eu la rândul un proces de intenție, acești oameni au ajuns la concluzia că singura variantă ca să scape de probleme este să pună justiția sub control politic. O să fiu foarte scurt în acest al doilea punct. În momentul în care trece inspecția judiciară, în subordinea ministrului politic al justiției, da? Și în momentul în care înființez un serviciu distinct de cercetare a magistraților, procurorilor și judecători, uitând că există un DNA, că dacă nu funcționează, trebuie să-l faci să funcționeze, nu să faci altul. Dar, în momentul ăla, practic, ministrul justiției devine cel mai tare jucător în piața justiției. Pentru că el trimite inspecția judiciară unde vrea el, el aprobă rapoartele, el numește procurorul șef al structurii care cercetează magistrații. Și atunci, chiar dacă ministrul e bine intenționat, că e PSD-ist, că e penalist, că este aldist sau la USR, în momentul în care o echipă de control la inspecție judiciară, aflată sub control politic al lui ministru, de orice culoare, se duce la o instanță de judecată și cercetează și o măsură împotriva unui judecător care a pronunțat o hotărâre împotriva unui om din partidul respectiv, sau se duce la un parchet și ia o măsură împotriva unui procuror care a anchetat și trimis în judecată sau n-a trimis în judecată un adversar, în momentul ăla, în sistem se va spune că ministrul l-a trimis ca să-l execute. Ăsta este principalul lucru pentru care justiția trebuie menținută independentă. Deci, din punctul ăsta de vedere, atât eu personal, cât și partidul în care fac parte, Partidul Național Liberal, ne opunem la orice formă de politizare a justiției și credem că justiția trebuie să rămână independentă, nu doar că așa scrie în Convenția Europeană, nu doar pentru că trăim în Europa civilizată, ci datorită faptului că în România, din păcate, politicul, de la niciun partid politic, și este foarte bineînțeles, n-a ajuns la maturitatea să poată să respecte independența justiției așa cum trebuie. În fine, al treilea punct cu care și închei, m-aș putea întreba, ok, deci tu ne spui așa, că situația e complicată, că se întâmplă totuși de mizerii, că nu trebuie adusă inspecția judiciară la insurgenții, dar ce e de făcut? Că dacă ne spui că lucrurile nu sunt în regulă, poate ne spui și ce naiba trebuie să facem, da? Și atunci eu pot să vă spun un punct de vedere, este mai mult personal decât al partidului în care fac parte, dar îndrăznesc să cred că punctul meu de vedere va fi îmbrățișat de colegii mei. N-am apucat încă să-mi prezint că ieri, după ce am văzut înregistrările cu procurorul Portocală, am ajuns la această concluzie. Eram într-o emisiune cu Cati Andronescu. Și eu cred așa, că în momentul de față, măsura care trebuie utilizată este una extrem de simplă. Ea a mai fost o dată utilizată, însă, din păcate, pe fondul inexistenței unui text legislativ, o asemenea măsură s-a întors ca un bumerang și nu și-a produs efectele scontate. Deci, dacă noi constatăm că CSM-ul în momentul de față este împărțit între două găști, putem să le spunem așa, că inspecția judiciară este împărțită de două găști, că își fac plângeri unii altora și că nu funcționează, eu cred că trebuie să readucem CSM-ul, da, la judecata celor care i-au ales. Pentru că justiția este independentă, iar CSM-ul este ales de către judecători și procurori. Și atunci, dacă vom modifica legea în sensul ca judecătorii să poată nu doar să-i aleagă, ci și să-i revoce, și vă amintiți unul cu câțiva ani de zile, când s-a încercat revocarea lui Dănilel și altcuiva și justiția l-a pronunțat în sensul că în lege nu scrie că poți să-i revoci, da? Și hotărârile adunărilor generale, judecătorilor și procurorilor nu au fost consecințe. Deci eu cred că modificând legea și lăsând judecătorii să poată să decidă, ei vor vedea care sunt acei membri ai CSM-ului, judecători sau procurori, care nu reprezintă interesele justiției. Pentru că eu n-am niciun dubiu, nu cred că există vreun procuror din România care, văzând la televizor limbajul lui Portocală, ce face Portocală, scandalul care a fost Portocală, da? Să zică, bă, frate, hai să-l iertăm. Nu cred. Da? La fel, nu cred că există un judecător care, văzând diversi magistrați care au săvârșit abateri disciplinare, chiar fapte penale unii dintre ei, da? Să zică, asta e fața magistratului.
Și atunci, ca să-și salveze reputația, să-și mențină reputația, sunt convins că pe acei membri ai CSM-ului, care nu reprezintă în mod onest interesele, inclusiv de imaginea magistratului, i-ar revoca. Și într-o perioadă foarte scurtă, CSM-ul ar produce anticorpii necesari să rezolve această problemă. Nu s-ar putea spune că partidul X a politizat justiția, asta justiția e condusă de ministrul politic al nu știu cui. Deci eu cred că acolo este soluția. Spuneam într-o emisiune aseară la un post de televiziune că nu cred că în raport de înregistrare apărută aseară nu se va sesiza nimeni. Astăzi am aflat un curier, am citit că parchetul de la Ploiești, nu știu ce e asta, a și citat deja niște persoane implicate în dezvăluirea lui Portocală și i-au audiat în calitate de martor. Este unul care mă bucură și care mă face să cred că aceste tumori din justiția românească vor fi îndepărtate. Deci, din punctul meu de vedere, eu cam atât doream să vă spun, în ipoteza în care vă pot răspunde la întrebări, să vă lămuresc pe teme locale, în măsura în care mă pricep, pe teme centrale, știu mai bine, sunt la dispoziția dumneavoastră.